Senatoarea USR Anca Dragu a fost numită guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova. Dragu a depus în această dimineață jurământul pentru a obține cetățenia moldovenească. Potrivit regulamentului din Moldova, pentru șefia Băncii Naționale poate candida orice cetățean moldovean cu studii superioare și cu o bună reputație. Anca Dragu a fost propusă pentru această funcție de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Și suntem chiar acum în legătură telefonică directă cu Anca Dragu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Veți prelua această funcție într-o perioadă complicată, pentru că cel care a fost până acum guvernator a plecat în urma unui scandal imens, o pagubă de $1 miliard. Care sunt planurile dumneavoastră așadar? Deja am intrat în pâine, ca să spun așa, am preluat funcția. După numirea de la Parlament, m-am dus la sediul Băncii Naționale a Moldovei și am avut o primă întâlnire cu o parte din conducerea executivă a băncii. Mâine dimineață, la 9:30, începem noi discuții, pentru că trebuie să ne asigurăm că finalul de an este în linie, să zic așa, și că avem bugetul pentru anul 2024. Despre intențiile mele ca guvernator al Băncii Naționale Moldovei sunt foarte simple. Trebuie să asigurăm independență și integritate, trebuie să transmitem mediului de afaceri, cetățenilor, partenerilor europeni, că trebuie să aibă încredere în sistemul bancar moldovenesc, în Banca Națională a Republicii Moldova și că așteptăm investițiile cât mai multe. Da? Moldova este într-un proces de convergență care trebuie să fie unul accelerat și să nu uităm că Republica Moldova a început deja negocierile pentru a deveni membru al Uniunii Europene. Deci rolul Băncii Centrale este unul foarte important și trebuie să sprijine eforturile tuturor celorlalte instituții în acest parcurs european. Anca Dragu, mulțumim pentru această intervenție.